Okay, we are ready to begin again? Suntem gata să începem din nou? Yes, okay. Okay, so every night in our crazy little farmhouse at home, I get to lie right next to our baby girl. În fiecare seară, în micuța noastră casă de la țară, am șansa de a sta culcată lângă mezina noastră. Sometimes we have to pull close together to loan each other courage. Câteodată trebuie să stăm așa strânse una lângă cealaltă pentru a ne împrumuta reciproc curaj. And each night I rub her back in these slow circles. Și în fiecare seară o mângâie așa încet pe spate în cercuri. And then she reaches up her little hand and puts it on my back and said, "Mama, your back? Your back?" Și ea își ridică și ea mânuța și spune, "Mama, spatele tău, spatele tău?" Our youngest little girl, she came to us heartbroken from 10,000 kilometers away from Canada, from China. Micuța noastră a venit la noi cu o inimă frântă de la 10.000 de kilometri din China. She had two open heart surgeries. And Lord willing, she has another heart surgery in front of her, and then after that, we will pray for a heart transplant. A avut până acum două operații pe cord deschis. Cu voia Domnului, o așteaptă o altă operație și în cele din urmă ne gândim că va avea loc și un transplant de inimă. And then each night, as I rub her back, she pulls up her shirt and she takes her finger and she traces down this purple scar on the middle of her chest. Și în fiecare seară își ridică cămășuța, bluzița și își trece degețelele pe cicatricea purpurie de la operație. And as she traces the scar, she says, "Brave." Și în timp ce își trece degetele peste cicatrice, spune, "Curajoasă, curajoasă." Yes, broken-hearted. Your scar is proof of your brave. Da, tu cea cu inima zdrobită, urma rănii tale este dovada curajului tău. And you don't have to be ashamed of it, you don't have to hide it, and you don't have to pretend it doesn't exist. Nu trebuie să te rușinezi de această cicatrice, nu trebuie să ți-o ascunzi și nu trebuie să pretinzi că ea nu există. You can pull back your heart and show us 100 times a day, and you can take your hand and ask us to trace your brave scar. Poți să tragi înapoi inima oricând și să ne o arăți de sute de ori pe zi dacă vrei. Poți să iei mâna noastră și să ne rogi să ți urmărim curajul. Because we are called to be witnesses to each other. Pentru că suntem chemate să fim martore unele altora. The two supernatural powers that we can offer each other in brokenness to help mend each other's brokenness are just these two things. Cele două puteri supranaturale pe care ni le putem oferi una alteia în frângerea noastră ca să putem mai apoi să le reparăm, să le restaurăm, sunt două. What all brokenness needs is witness and witness. Frângerea are nevoie de martori și de slăbiciune. What we did during the first session when we turned to each other in our brokenness and offered each other witness to see each other. Ce am făcut în prima sesiune, ne-am întors una față de cealaltă și am fost martorele frângerii celei de lângă noi. God himself witnessed our brokenness. Iar Dumnezeu însuși a fost martorul frângerii noastre. And then Emmanuel, God with us, he witnessed our brokenness and then came to be with us in the brokenness. Emmanuel nu doar că a fost martorul frângerii noastre, dar a ales să vină împreună cu noi, alături de noi, în frângerea noastră. One of the most important words in the Bible is that word with. Unul dintre cele mai importante cuvinte din Sfânta Scriptură este cuvântul cu. It's how God chooses to identify himself. He says, "I am Emmanuel, God with you." În felul acesta se identifică Dumnezeu pe sine. Eu sunt Emmanuel, Dumnezeu cu voi. He is the with God, Joshua 1:9. El este Dumnezeu cu, Iosua 1:9. Which reads, "Have I not commanded you? Be strong and courageous." Nu v-am poruncit eu să fiți tari, să fiți curajoși? Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Nu vă temeți, căci Domnul Dumnezeul vostru este cu voi oriunde mergeți.
Isaiah 41:10 reads, "Fear not, for I am with you." Isaia 41:10 spune, "Nu te teme, căci eu sunt cu tine." Be not dismayed, for I am your God. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. I will strengthen you. Eu te întăresc. I will help you. Eu te ajut. I will uphold you with my righteous right hand. Și te voi ridica cu dreapta mea biruitoare. Deuteronomy 31:6 says, "Be strong and courageous. Do not fear or be in dread of them." Nu vă temeți, fiți cu inimă, nu vă temeți de ei, spun de Deuteronom. For it is the Lord your God who goes with you. Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi, merge înaintea voastră. He will not leave you nor forsake you. El nu vă va lăsa, nu vă va părăsi. And then that verse we cling to in Psalms 23, verse 4. Și apoi acel verset de care ne agățăm cu toatele din Psalmul 23, versetul 4. Even though I walk through the valley of the shadow of death, chiar dacă umblu prin valea umbrei morții, I will fear no evil, for you are with me. Nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Witness breaks brokenness. Această prezență aduce frângere. Sometimes we think we want an explanation from our God for our suffering and brokenness. Și uneori credem că merităm o explicație din partea lui Dumnezeu de ce frângerea din viața noastră. But what we ultimately want is an experience of God in our suffering and brokenness. Dar de fapt noi nu vrem altceva decât să-l experimentăm pe Dumnezeu în momentul acelei frângeri. Because answers and explanations can be cold and his arms are warm. Pentru că răspunsurile și explicațiile pot fi reci, dar brațele lui care ne îmbrățișează sunt calde. Instead of wanting answers, want his presence. În loc să doriți răspunsurile lui, doriți mai degrabă prezența. Instead of looking for an explanation from God, look for an experience with God. În loc să căutați o explicație de la Dumnezeu, căutați o experiență cu Dumnezeu. And that's what we need in our brokenness. Și de asta avem nevoie în frângerile noastre. We need someone to, number one, see us, witness us. Avem nevoie în primul rând de cineva care să ne vadă, să fie martorul lucrurilor prin care trecem. And two, we need someone to stand with us, to be with us in the brokenness. Și apoi avem nevoie de cineva care să stea împreună cu noi în frângerile noastre. That's what Jesus has done for us, and now that's what we can do for each other. Asta a făcut Isus pentru noi și asta putem face noi, unele pentru altele. Who is one person right now in your life that you know is experiencing a deep brokenness? Care este o persoană din viața ta în momentul acesta despre care știi că trece printr-o frângere? Can you write that person's name down right now? Poți să scrii chiar acum numele acelei persoane pe hârtia din fața ta? You're going to make a commitment to stand with that person, witness. Și te voi ruga să iei decizia să fii alături de acea persoană, să fii martoră la frângerea ei. And see that person, witness. Și să vezi acea persoană, să ajungi să o vezi. To practice witness to those in the wilderness. Okay. And to bear witness to their wounds. Să fii martora celor din pustie și a celor răniți. This practice of witness and witness is how we practice resurrection in broken places. Atunci când suntem martore la frângerea cuiva, putem spune că aducem împreună cu noi o înviere a acelei persoane. In a broken world, we live in the Saturday spaces. Într-o lume frântă, aș putea spune că trăim oarecum doar pentru acele momente de duminică. In the space between Good Friday and Resurrection Sunday. În acel spațiu dintre Vinerea Mare și Duminica Învierii. And in our Saturday spaces that lead to Resurrection Sundays. Dar în acele spații de sâmbătă dintre Crucificare și Înviere, we practice witness with each other. Practicăm această mărturie, această prezență una lângă cealaltă. Sitting with the heartbreak of death and waiting for the breaking free into new life. Fiind o trecere de la moarte
la înviere. Remaining with the gift of grief that waters new life. Rămânând cu acel dar al durerii, al îndurerării, pentru ca mai pe urmă să primim darul vieții. So as we practice witness, that means a fi martoră la frângerea cuiva, refuse the lie of quick fixes and fix your eyes on Jesus. Înseamnă a refuza minciuna reparațiilor rapide și a ținti totuși ochii spre Isus. So I turned to our little girl in the middle of the night. Așa că noaptea, în miezul nopții, mă întorc către fetița noastră. And I witness and I offer her witness. Îi ofer prezența, mărturia mea. And I touch her scar and say to her, never be ashamed of your broken heart. Îi ating cicatricea și îi șoptesc, niciodată să nu te rușinezi de inima ta frântă. Because the truth is, shame dies when stories are told in safe places. Pentru că adevărul e că rușinea moare atunci când poveștile de viață sunt spuse în locuri sigure. Shame poisons hope. Rușinea otrăvește speranța. Shame poisons the hope that things can change. Otrăvește speranța că lucrurile se pot schimba. That we can be changed, that we can be accepted, that we can ever be good enough. Că vreodată vom putea fi schimbate sau acceptate sau suficient de bune. C.S. Lewis once said, "Don't you think the things people are most ashamed of are often the things they can't help?" C.S. Lewis spunea, "Nu credeți că lucrurile de care oamenii se rușinează cel mai mult sunt lucrurile pentru care nu pot face nimic?" Sometimes you can't help where you were broken. You can't help how the story turned out. You can't help how things fell apart and you got bruised and busted up. Câteodată nu poți face nimic în ce privește frângerea ta. Nu poți face nimic în privința modului în care decurg lucrurile și nici când lucrurile iau o anumită întorsătură și ești lovită și distrusă. And the truth is, shame of scars can scar us worse than the original scars. Adevărul este că rușinea de cicatrice este mai rea decât cicatricile însăși. The shame of being broken can break us worse than being broken. Rușinea de urmele rănilor poate fi mai rea decât rănile însăși. Oftentimes we can live with the pain of brokenness, but what can slay us is actually the shame of the brokenness. Uneori experimentăm durerea frângerii, dar ceea ce ne pune la pământ este rușinea frângerii. Shame gets unspeakable power only when it remains unspeakable. Rușinea capătă o putere de negrăit, dar numai atunci când nu este rostită. And I nod and I kiss our little girl's forehead. O sărut pe micuța noastră pe frunte. Like I want to kiss all of your foreheads. Așa cum mi-ar plăcea să sărut fruntea fiecăreia dintre voi. And whisper, your scars are proof that you're a kind of bulletproof. Și spun, cicatricile tale sunt o dovadă a faptului că ești imbatabilă. Proof that your Jesus will carry you through anything. Get you through everything so that you will be stopped by nothing. Dovada că Dumnezeul nostru te va purta prin orice, prin toate, astfel încât nimic să nu te oprească. Your scars are proof that you can now weather any storm, because Jesus didn't just calm one storm, Jesus calms all of our storms. Urmele rănilor tale sunt dovada faptului că poți acum să navighezi prin orice furtună, pentru că Iisus nu a liniștit doar o furtună, ci a liniștit toate furtunile noastre. There's a process in Japan called Kintsugi. Există în Japonia o procedură care se numește Kintsugi. That believes that in brokenness you can be made into something more beautiful. Care susține că prin frângere poți fi făcut, poți fi transformat în ceva și mai frumos decât înainte. That believes that the art of scars makes something not to be ashamed of, but makes a mended masterpiece that brings glory. Glory to God. Un proces care susține că arta cicatricelor nu face ceva de care să te rușinezi, ci face o capodoperă restaurată care să-i aducă slavă lui Dumnezeu. Kintsugi literally means
golden repair. Kintsugi înseamnă de fapt reparare prin aur, cu ajutorul aurului. And it may take weeks to repair the broken pieces. Și înseamnă că bucățile frânte, fragmentele de vas, filling the cracks between the broken pieces with a flaming brilliant lacquer to create these golden seams. Sunt puse la oaltă, sunt lipite la oaltă cu seva dintr-un lemn. This kintsugi repair leaves you with the impression that broken pieces of pottery were glued together with gold. Cu pudra dintr-un lemn, iar pudra această sevă frecată cu praf de aur. Așa că astfel încât atunci când vasul este pus la oaltă, ai impresia că acele spărturi sunt lipite cu aur. But in the original process of kintsugi, it involved the broken pieces being carefully first glued with a sap from a tree. Așa cum vă spuneam, în mod original se ia o pudră, o pulbere dintr-un copac. And that sap was brushed with a golden powder. Care este amestecată cu pudră de aur. Our golden repair always comes from the sap that runs from a tree. Restaurarea of Calvary. Restaurarea noastră cu aur provine din seva unui lemn, lemnul de la Calvar. The crimson sap of our Savior's heart mends our broken hearts with gold. Seva purpurie a inimii Mântuitorului nostru ne restaurează inimile frânte cu aur. Where you have a scar, you let the gold of the Savior's grace put you back together again. Acolo unde ai o cicatrice, îngăduie aurului, harului Mântuitorului nostru să pună toate cioburile vieții tale la oaltă. And you show the world how your scars have been mended with the gold of his grace. Și arată lumii întregi cum urmele rănilor tale au fost restaurate cu aurul harului său. Jesus, the blood of Jesus, the brokenness of givenness of Jesus becomes the resin that binds our brokenness. He takes all our brokenness on that tree and clothes you with all of his righteousness. Sângele lui Hristos, frângerea lui pe cruce, dăruirea lui, devine acel clei salvator care ne leagă frângerea, ne pune cioburile inimii la oaltă. El ia toată frângerea noastră pe lemnul crucii și ne îmbracă cu sine. Broken hearts can heal with the rare and precious alloys of thanksgiving, forgiving and living given. Inimile frânte se pot vindeca cu ajutorul aliajului prețios al mulțumirii, iertării și dăruirii. Wherever there is a choice to live with relentless, intentional thanksgiving to God, oriunde există alegerea aceasta de a trăi o viață mulțumitoare, de mulțumire necondiționată și permanentă lui Dumnezeu, a choice to live radically forgiving people, de a trăi o viață de iertare față de cei din jur. And a choice to always believe about being living given to God and other people. O alegere de a trăi crezând și dăruindu-te lui Dumnezeu și oamenilor. That is where broken places heal. Acolo frângerile sau locurile frânte se vindecă. If you are really committed to healing along your fractured lines. Dacă ești chiar hotărâtă să te vindeci în acele zone fracturate ale vieții tale. How committed are you to writing out lines of thanksgiving every day? Cât de hotărâtă ești să îi aduci lui Dumnezeu în fiecare zi mulțumire? How committed are you to daily forgiving other people every day? Cât de mulțumită ești să ierți în fiecare zi pe cei din jurul tău? And how committed are you to living given to a broken world every day? Și cât de dedicată ești să te dăruiești unei lumi frânte în fiecare zi. Brokenness will not make you more lovely unless you choose to let God love you where you are most broken. Frângerea nu te va face mai iubitoare dacă nu lași pe Dumnezeu să te iubească exact acolo unde ești frântă. Nothing pleases God more than letting him touch the places you don't think please him at all. Nimic nu îi face plăcere mai mult lui Dumnezeu decât să îngăduim să atingă locurile
acelea, locurile acelea din inima noastră despre care credem că sunt intangibile, ne e rușine. And that's what we want to keep hearing him say over and over and over again to us this weekend. Și asta va continua el să ne spună în aceste zile de sfârșit de săptămână. Jesus saying to you, I love you most in all the places where you feel most broken. Iisus îți spune, te iubesc mai mult pentru locurile care sunt cele mai vulnerabile din viața ta. Because we've most connected with each other in that brokenness, and I love meeting with you, connecting with you the most. Pentru că noi ne relaționăm una la cealaltă cel mai bine în locurile frânte ale vieții noastre. Și așa mă conectez și eu cu voi. Would you take a pen right now? Aș vrea să luați un creion, un pix. And I'd like you to write down on each of your hands. Și aș vrea să scrieți pe fiecare mână two of your deepest scars. Două dintre cele mai adânci cicatrici. Name, write down a broken dream. Poate fi un vis zdrobit. Your unspoken broken that you don't even know how to say out loud. Poate o problemă, o durere pe care nici măcar n-ai îndrăznit să o pui în cuvinte. Maybe it's a brokenness you've inflicted on yourself. Poate că este o durere pe care ți-ai provocat-o singură. Or maybe scars or brokenness you're carrying that someone else inflicted on you. Sau poate niște cicatrici, niște dureri pe care altcineva ți le-a provocat. Maybe it's a broken relationship. Poate este o relație frântă cu cineva. Or some kind of broken sinfulness that has scarred you deeply. Sau poate un lucru păcătos care și-a lăsat amprenta în viața ta. I'm going to write mine down in gold because we've been mended with his gold. Eu o să scriu cicatricile mele cu auriu, cu un pix auriu. So, as you write yours on your hand, you can pretend that it's gold. Așa că dacă pe măsură ce scrieți pe fiecare mână în parte, puteți așa să vă închipuiți că scrieți în aur și nu în culoarea pixului. So I've written on one hand, ugly selfishness. Pe una dintre palme am scris egoism. And I've written on the other hand, destructive idolatry. Iar pe cealaltă am scris idolatrie distructivă. And whatever you've written on your hand, see it in gold. Orice ați scris pe mână, cumva săpat în aur. We are all living kintsugi. Vreau să vă spun că suntem cu toate niște kintsugi vii. We are all broken masterpieces in a broken world. Suntem capodopere frânte într-o lume frântă. Because God saw such beautiful worth in you, his bride. Pentru că Dumnezeu a văzut în tine o asemenea frumusețe, mireasa lui. That he had to attend to you until he mended you. Încât a trebuit să stea lângă tine cu mare atenție până când te-a reparat. God mends broken places with the glories of his grace. Dumnezeu restaurează locurile frânte cu gloria harului său. And the golden mending of your heart is proof that God never stops tending to you. Restaurarea cu aur a inimii tale e dovada că harul lui Dumnezeu nu va înceta niciodată să te păzească. Your resilience is proof of God's allegiance, God's presence and God's assurance. Restaurarea ta este dovada credincioșiei lui Dumnezeu, a prezenței și a statorniciei lui. And maybe if you look at what you've written down on your hands, și dacă priviți la ce ați scris pe mână, you're struggling at the idea of anyone seeing what you wrote. Și te gândești, mai oare e cineva pe lângă mine să vadă ce am scris? You're struggling with shame. Atunci dați-mi voie să vă spun că luptați cu rușinea. But Jesus was not ashamed of his scars. Dar lui Isus nu i-a fost rușine de rănile lui. When Jesus broke out of that tomb in his perfectly resurrected body, când Isus a ieșit din mormânt cu acel trup înviat perfect, he was still bearing his scars. Încă purta cicatricile cuielor
Why in the world would Jesus' risen body still bear scars? De ce credeți că un trup perfect, înviat, a continuat să poarte cicatrici? He made the sun, moon and stars. He could have risen without scars. El a făcut soarele, luna, stelele, putea să facă să dispară și cicatricele. But the thing is, if the perfect risen Christ did not avoid bearing scars. Însă adevărul este că dacă Dumnezeul perfect n-a evitat să-și evitat aceste cicatrici din viața lui, then none of us in a perfect, imperfect, broken world will avoid bearing ours. Atunci nici noi nu putem evita purtarea acestor cicatrici în lumea asta frântă în care trăim. Suffering scars are what we have when we have a beating heart. Totdeauna cât timp va bate o inimă în pieptul nostru, vom purta cicatrici în trupul acesta. Christ didn't avoid bearing his scars so we would know that bearing suffering is unavoidable. Hristos n-a încetat să-și poarte cicatricile, tocmai pentru a ne spune nouă că suferința este inevitabilă. And it's at Calvary God speaks to our scars and the problem of suffering. La Calvar, Dumnezeu ne vorbește despre suferință. At Calvary, hanging on those three crosses are the only three kinds of people who have ever lived. La Calvar găsim trei tipuri de oameni care au trăit vreodată. We have Jesus in the middle, the perfect one. Îl avem pe Iisus în mijloc, perfect. And beside him, one of the thieves, the penitent one. Într-o parte a lui, unul dintre hoți, cel care s-a pocăit. And on the other side, the other thief, the proud one. Și în partea cealaltă, celălalt tâlhar, cel care din aroganță și mândrie a refuzat oferta lui Dumnezeu. And all three, the perfect Christ, the penitent thief and the proud thief, all three knew suffering. Și toți cei trei, Hristos cel perfect, tâlharul pocăit și tâlharul cel arogant, toți au cunoscut suferința. So we can know there is no aloneness in brokenness. În frângere nu există singurătate. Nu poți fi singur în frângere. If you are breathing, you will be marked by scars. Dacă respiri și trăiești, și tu vei fi marcat de răni. And Christ's scars sympathize with your scars. Iar rănile lui Hristos sunt de fapt o dovadă a rănilor pe care le purtăm fiecare. Christ's scars are evidence of his witness in our scars, and whatever has broken our heart breaks his heart too. Urmele rănilor lui Hristos sunt dovada faptului că El este cu noi în rănile noastre și orice ți-a frânție inima, afrânt-o și pe a Lui. Look down at your hand and trace what you've written on your hand. Uitați-vă din nou în palmele voastre și citiți din nou ce ați scris. How you've been mended with gold, with the blood of Christ, with the witness and the witness of God. Ați fost reparate cu aur prin sângele lui Hristos, prin prezența lui care a fost martoră la frângerea voastră. And know what Jesus did. When you feel too scarred and too wounded for any good, look to the good Lord who carried his scars to heaven. Când simți că ai pe trupul tău prea multe cicatrici și te simți prea rănită pentru a mai fi bună de ceva, privește la Domnul cel bun care și-a dus urmele rănilor în cer. Even when you feel like the ugliest, most scarred member of the body of Christ, know that Christ carries even the most broken member of his to utter glory. Chiar dacă te simți cea mai urâtă, rănită sau frântă femeie din trupul lui Hristos, Hristos trebuie să știi, îl poartă chiar și pe cel mai frânt membru al trupului său acasă, în glorie. You may have disappointed you, but Christ will not discard you. Oricât de dezamăgit ai fi, trebuie să știi că Hristos n-a renunțat la tine. You may feel too far gone, but Christ will not forget you. S-ar putea să simți că e târziu pentru tine, dar Hristos nu te va uita. You may feel behind everyone else, but Christ will never leave you behind. Poate că te simți în urma tuturor, dar să știi că Iisus nu te lasă în urmă niciodată. When you feel overcome by brokenness, be not afraid. Când te simți copleșită de frângere, nu te teme. Your beloved always comes to you and the only thing he will ever let overcome you is all of his love. Prea iubitul tău va veni la tine și te va copleși cu dragostea lui. Where you seem broken, God makes a golden seam.
Acolo unde tu vezi frângere, Dumnezeu vede o cusătură de aur. The Apostle Paul writes in 2 Corinthians 12:9. Apostolul Pavel scrie în 2 Corinteni 12:9. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest in me. Harul meu îți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai mult cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Paul actually boasts of his brokenness and how he's been mended with gold, because he knows that the preciousness and power of Christ is made known through his brokenness. Pavel, îl vedem aici lăudându-se cu slăbiciunea lui, cu felul în care a fost restaurat și răscumpărat cu aur, pentru că știe că valoarea și puterea lui, Hristos, este făcută cunoscută în frângerea, în slăbiciunea lui. So we're going to say it all together now, in English. Vom spune cu toatele acum, în engleză, dacă se poate. Never, ever be afraid of being a broken thing. In English? In English. Never, ever be afraid of being a broken thing. Say it in Romanian. Niciodată să nu te temi să fii un lucru frânt. Niciodată să nu te temi să fii un lucru frânt. Because that is where God is doing a new thing. Pentru că acolo Dumnezeu face un lucru nou. What do you do with your one broken heart? You give it away. Give it to Jesus. Ce faci cu inima ta frântă? O dăruiești lui Dumnezeu. O dăruiești lui Isus. Give it to other broken people. O dăruiești altora, la fel de frânți. Because love lives given. Pentru că dragostea trăiește prin a se dărui, așa supraviețuiește. For God so loved the world, what did he do? Pentru că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât ce a făcut? For God so loved the world, he gave. Încât a dat. Where you are broken, right there you give your brokenness to someone else who feels broken. În slăbiciunea ta, în frângerea ta, nu faci altceva decât să dăruiești celui care experimentează același fel de frângere. So track with me here. The widow breaks the seal of her last jar of oil and she gives a meal to the prophet Elijah. Vă rog să fiți puțin atente. Ne ducem cu gândul la acea văduvă care sparge sigilul ultimei sticle de ulei și dă o masă profetului Ilie. And a miracle happens in the breaking and the giving. And out of her living broken and given, she herself is fed and filled. Miracolul are loc în frângere și în dăruire, pentru că în dăruirea ei, ea e salvată și este hrănită la rândul ei. Where you've been broken in parenting, you can live given to another parent experiencing that kind of brokenness. Dacă în experiența ta de mamă, de părinte, ai experimentat frângerea, poți să ajuți pe cineva care părinte fiind experimentează aceleași lucruri. Because you now have a deep compassion and empathy for that kind of brokenness. Pentru că acum în inima ta există acea compasiune, acea empatie pentru acel fel de frângere, de problemă. Where you've been broken by childhood trauma, you can now live given to another survivor working through that same kind of brokenness. Dacă în copilărie ai experimentat traume, acum poți să ajuți pe cineva care a trecut prin același fel de probleme. Wherever you feel broken, if you can live given with vulnerability and transparency to someone else, they experience witness and they don't feel alone. Când te simți frântă, dacă trăiești transparentă și vulnerabilă și îți dai inima ta frântă altora, vei putea schimba lumea. Brokenness doesn't disqualify you from becoming a world changer. Brokenness is what gives you understanding and empathy and street cred in a broken-hearted world. Frângerea nu te descalifică din a putea schimba lumea, ci este cea care îți dă înțelegere și empatie într-o lume cu inima frântă. Hannah tasted salty tears of infertility. Elijah howled for God to take his life. David asked his soul 1,000 times why it was so downcast. Ana a gustat lacrimile sărate ale infertilității. Ilie l-a implorat pe Dumnezeu să ia viața. David și-a întrebat sufletul de ce e atât de apăsat de mii de ori.
But look at what God does through those broken people. Dar God does great things through the greatly wounded. Priviți ce face Dumnezeu cu acești oameni frânți. Face lucruri extraordinare cu rănile lor. God sees the broken in Christ as the best, and he sees the best in the broken because of Christ, and he calls the wounded people to be the world changers in a broken-hearted world. Dumnezeu face lucruri mari prin cei răniți, vede pe cel frânt ca pe cel mai bun și vede cel mai mare bine în cel frânt. In our brokenness, we can be a container for God's glory. În frângerea noastră, noi putem fi un vas în care Dumnezeu să-și toarne slava. Would you stand with me right now? Aș vrea să ne ridicăm acum. And take your one hand with its scars written in gold and grab someone's hand. Și cu mâna aceea în care, pe care ai scris frângerea ta, apucă mâna celei de lângă and tine. And the other hand. And I know what you're thinking. You're thinking, this is awkward. Probabil că unele vă gândiți, a, tare ciudat lucru ne cere femeia asta. But this is us living the bravery of witness and witness. Dar asta înseamnă curajul de a fi martore una alteia. Of seeing each other's scars and standing with each other with those scars. De a ne vedea frângerea și cicatricele și de a sta una lângă cealaltă cu curaj. This is us not being ashamed of those scars. Asta înseamnă să nu-ți fie rușine de cicatricele tale. It's us not being afraid of being a broken thing because that's exactly where Christ is resurrecting. Să nu ne temem de frângerea noastră pentru că tocmai pentru ele Hristos cel înviat este prezent. This is us living the miracle of being broken and given and watching God make abundance out of that brokenness. Trăim minunea acestei frângeri și acestei restaurări și Dumnezeu este prezent în frângerea noastră. Let's bow our heads and pray together, holding on to each other's scars. Și să ne rugăm. Thank you, Lord, in shattered places with broken people, we are most near the broken heart of Christ. Mulțumim, Doamne, în locuri ruinate cu oameni frânți, suntem cel mai apropiat de inima frântă a lui Hristos. Thank you, Lord, that when we feel too scarred, too broken for any good, we can look to you, the good Lord, who carried even his scars to heaven. Mulțumim, Doamne, că atunci când ne simțim cu prea multe urme ale rănilor și prea rănite pentru a mai fi bună de ceva, ne putem uita la tine, Domnul care ți-ai dus în cer până și urmele rănilor. Thank you, Lord, that when there are days when we feel like the ugliest, most scarred, most broken members. Doamne, îți mulțumim că atunci când sunt zile în care ne simțim urâte și rănite și atât de frânte, members of the body of Christ, that we can trust you, Jesus. Ne putem încrede că tu, Iisus. You, Jesus, carry even the most broken members home to utter glory. Îl poți duce și pe cel mai frânt membru al trupului tău acasă, în glorie. Thank you, Lord, that though we may have disappointed us, you will never discard us. Îți mulțumesc, Doamne, că niciodată nu ne-ai părăsit, chiar dacă de multe ori te-am dezamăgit. That we may feel too far gone, but you, Jesus, will never forget us. Tu nu ne-ai respins, Doamne, și chiar dacă am mers prea departe, tu nu ne vei lăsa niciodată în urmă. We may feel busted and behind everyone else, but you, Jesus, will never leave us behind. Ne putem simți lovite și lăsate în urmă, dar tu, Doamne, nu ne vei lăsa niciodată. We thank you, Lord, that when we feel overcome with our brokenness, you make sure we are only overcome by your love for us. Îți mulțumim că atunci când ne simțim copleșite de frângere, știm că singurul lucru care ne copleșește este dragostea ta. We thank you, Jesus, that this morning you call us your beloved. Și îți mulțumesc că în dimineața asta tu ne iubești prea, ne numești prea iubitele tale. Thank you, Lord, that it's okay today to not feel okay. Îți mulțumesc că este în regulă că nu suntem în regulă. Because we have one who has made us his one. Pentru că suntem femei care pe care tu le-ai făcut ale tale. Thank you, Lord, that we have one who left the clamor of the 99. Îți mulțumim, Doamne, că avem pe unul care este
un mai mare iubit. To find us and remind us, rescue us, remake us, rename us and release us. Și care le-ai lăsat pe cele 99 la o parte ca să ne cauți pe noi, să ne iei cu tine și să ne faci libere. Thank you, Lord, that we have one who is a greater lover, a greater rescuer. Îți mulțumesc, Doamne, ești iubitul nostru cel mai mare, salvatorul, a greater savior and a greater friend than we have ever imagined you to be, even when our heart is most on fire for you. Și un prieten mai mare decât ne-am fi putut imagina vreodată. We hear you saying it again to us this morning, Lord. I love you most where you feel the most broken. Doamne, te auzim spunându-ne în această dimineață, te iubesc cel mai mult în locurile unde te simți cel mai frânt. Because where you feel the most broken, Jesus, we know you want to connect with us there and that you love connecting with us the most. Pentru că acolo în frângere ne-am unit cel mai mult și unirea cu tine o iubesc cel mai mult. We hear you, Lord, saying your words from Isaiah 43:19. Doamne, te auzim spunându-ne cuvintele din Isaia. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? Iată, eu fac toate lucrurile noi. We hear you saying, I will make a way, a broken way, a golden way in the wilderness and rivers in the desert. Tu, Doamne, faci ceva nou, faci un drum în pustie și râuri în locuri secetoase. Thank you, Lord, that your love for us is oceanic. Îți mulțumesc, Doamne, că dragostea ta este cât oceanul de mare. That your welcome of us, even in our brokenness, is enthusiastic. Că ne-ai primit cu bucurie la tine. And your commitment to us in our brokenness is astronomic. Și că frângerea noastră este pentru tine ceva extraordinar. Whatever our story is today, Lord, we trust that it is abundantly okay. Și Doamne, oricare ar fi povestea noastră astăzi, avem încredere că totul se va sfârși cu bine. Because we know the ending and the ending is that you love us and are coming for us. Pentru că știm sfârșitul, iar sfârșitul este că tu vei veni să ne iei la tine. And we will be your bride who know that all brokenness needs witness and witness. Și noi vom fi mireasa ta care știe de acum că orice fel de frângere are parte de martori și de oameni prezenți. We will trust that it's abundantly okay because the groom of the story has written himself into the broken places of our story. Îți mulțumim pentru că tu ți-ai scris povestea în povestea frântă a vieților noastre. And is softening the edges of all of our scars with redeeming golden grace. Și ți-ai turnat harul, aurul harului tău în cicatricea care a rămas în urma acestor frângeri. And all God's daughters mended with gold said. Și toate fiicele lui Dumnezeu reparate cu aur să spună. Amen. Amin. Amin.
îmi aduc aminte, la un moment dat, într-o vreme de acută frângere a vieții mele, Bunul Dumnezeu le rânduiește pe toate și El știe și de ce citești tu într-o vreme una sau alta din Scripturi. Într-o vreme extrem de durută a vieții mele, citeam Apocalipsa și în acea vreme mă întrebam, pentru prima dată m-am întrebat, citind capitolul 5 din Apocalipsa, cum se face că acolo este scris așa. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea înjunghiat și avea 7 coroane pe cap și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, trimise pe tot pământul. Întrebarea pe care mi-am pus-o a fost, cum, Doamne, în acel loc în care nu este loc de blestem, moartea lui Hristos a fost rezultatul blestemului, a fost purtarea blestemului. Cum, Doamne, în acel loc nu va fi nimic spurcat? Cum Tu arăți ca un miel înjunghiat, nu doar ca un rege? Atunci am început să înțeleg viziunea pe care Dumnezeu mi-a dat-o, ce am început să pricep cu ochii inimii, a fost că toate acele răni, că rana înjunghierii lui, că urmele cuielor, că urmele bicelor de pe spatele lui Hristos sunt răscumpărătoare, am început să văd cu ochii inimii cum din rana lui Hristos încep să curgă fluvii de lumină care continuă să vindece și să restaureze. Că spatele lui biciuit ține pământul și de asta nu cade încă, în ciuda păcatelor lui. Că mâinile lui continuă să vindece. Din mâinile lui, acel sânge nu mai e sânge. Mi-am adus aminte, am gândit, cum, Doamne, va arăta Apostolul Pavel, hai mic formul, cum va arăta Apostolul Pavel cât de frumos va fi cerul, cum va fi să ai gâtul tăiat? Cum va fi să fii tăiat în bucăți, cum a fost Isaia? Cât de frumos va fi? Nu va fi. Totuși, acel loc va fi un loc al slavei. Și atunci am înțeles, am început să-mi imaginez, nu o luați de bună. A fost ce eu mi-am imaginat. Nu scrie în Biblie nicăieri. Imaginați-vă voi cum vreți. Am început să-mi imaginez că mă apropii de Apostolul Pavel și la gâtul lui văd o salbă a Evangheliei. Cu cât te apropii mai mult de el, cu atât această veste bună te copleșește, te îmbracă. L-am cunoscut pe Isaia și, apropiindu-mă de el, sunurile cărții ieșau din el, ieșau efluvii ale îndurării necunoscute, nemărginite, neînțelese ale lui Dumnezeu. Acel Dumnezeu care judecă, oh, dar nu se poate abține să nu iubească. Natura lui iubește, natura lui restaurează. Multă vreme am crezut că sunt singura persoană frântă. Și numai Dumnezeu știe cu câtă rușine mi-am dus frângerile. Din fericire, acest Dumnezeu mare al Harului e acolo cu tine în frângerea ta. Frângerile mele au fost altarul întâlnirii cu El. Frângerile noastre sunt altarul întâlnirii cu El.
Mereu mă uitam la curtea vecină și vedeam că îi mai verde iarba acolo. Căsnicile altora erau mai bune, erau perfecte. Copiii altora, toți erau buni. Viețile altora erau suficiente. Numai eu nu eram destulă. Numai eu nu eram. Și când zic asta, mă refer la lucruri specifice, nu generale. Târziu am înțeles că la un moment dat am înțeles că fiecare viață are frângerea ei. Și că, paradoxal, lucrul ăsta e bun. Pe de o parte, din păcate, locul frângerii este moștenirea păcatului. De la păcat, de la nebunia căderii încoace, suntem incapabili să-L mai găsim plenar pe Dumnezeu decât în insuficiența noastră. După ce nu e așa că obișnuim să zicem, am făcut tot ce trebuia și acum mi-o mai rămas la Dumnezeu. De câte ori zicem asta? Nu mi-o mai rămas altcineva. Pentru că așa gândim, nu ne-o mai rămas altcineva. El e ultima soluție. La început Dumnezeu a creat cerurile și pământul. La început El, nu la sfârșit. De aceea e bună frângerea. De aceea, pentru că e locul întâlnirii cu insuficiența noastră, eu cu mine. Eu mă cunosc pe mine. Am crezut despre mine că-s mai bună. Am crezut despre mine că-s mai de treabă. Și am aflat că nu-s. El știa. Eu și voi suntem extrem de dezamăgite de idolatria noastră, de căderile noastre, de murdăriile noastre. Și crezi că și El îi. Doar că pe când eram noi încă păcătoși, Dumnezeu l-a trimis pe Hristos pentru noi. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile? El știa, înainte ca eu să aterizez pe această planetă, El știa căderea mea, care pe mine m-a făcut praf. N-am crezut că sunt stare. N-am crezut. Am zis că nici El nu mă crede, nici El nu mă mai poate primi. Dar El știa, de aceea L-a trimis pe Hristos, dacă era vreuna destul de bună, nu-L trimitea. Frângerea noastră este locul în care vedem ferestrele despre cer deschise. Locul în care împărăția dă năvală spre întunericul acestei lumi. Întrebarea următoare este... Spuneam, frângerea nu este nici facultativă, nici doar pentru unii. Frângerea este ubicuitoare, dacă vreți. Întrebarea este, ce faci tu, ce fac eu cu frângerea mea, cu frângerea ta? Ce facem cu ea va determina ce se întâmplă mai departe cu noi. Vedeți, problema e că frângerile noastre vin din pricina altora și din pricina noastră. Și atunci zici că Dumnezeu nu-i niciunde. Că vine din cauza prostiei tale, din cauza păcatelor tale, din cauza neascultărilor tale, din cauza încăpățânărilor tale și din cauza răului care ți l-au făcut alții. Ce, Doamne, să mai facă Dumnezeu aici? Nu poate. Oare? La un moment dat, într-o altă zi a frângerii, într-o zi în care eram din nou la capătul drumului și când îs așa cam la capătul puterilor, ies în afara orașului cu mașina și plâng până mă întâlnesc cu Domnul. Îl chem pe Domnul și atunci am zis, Doamne, știu care e direcția, știu care e drumul, doar că nu mai am putere niciun pic. Dacă mai îmi dai o pită, încă 40 de zile o mai merge cu ea. Și în bunătatea lui Domnul mi-a dat încă o pită pentru 40 de zile. Și mi-a arătat, textul pe care mi l-a arătat a fost 1 Petru, capitolul 2, 23 și 24, unde și la aceasta ați fost chemați, fiindcă Hristos a suferit odată pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat.
Și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Ce am înțeles eu atunci? Frângerea pe care, cu care eu mă confruntam atunci, o datoram oamenilor care mi-au făcut rău. Așa-i viața. Oamenii sunt imperfecți, noi suntem imperfecte, noi rănim și suntem rănite. Ce am înțeles atunci? Hristos nu și-a luat suferința din mâna lui Pilat, nu și-a luat suferința din mâna marelui preot, nu și-a luat suferința din mâna ucenicilor care l-au părăsit, nici din mâna lui Iuda. Hristos s-a supus dreptului judecător. De unde ne luăm frângerea, depinde ce vom face cu ea. De aceasta depinde ce vom face cu ea, când înțelegi că frângerea ta nu ți-o fac oamenii până la urmă. Nu ți-o fac nici cei care îți datorează lucruri. Nu. Până la urmă îi între tine și dreptul judecător. Când am înțeles că dreptul judecător mi-a umplut cupa într-un fel, atunci am zis, este bună să o beau până la capăt, cum Hristos a băut-o până la capăt. Ce facem cu frângerea noastră determină ce vom face, ce vom deveni, determină devenirea noastră, devenirea spre îmbâxirea cu păcat, moarte, suferință sau spre glorificare, spre viață din belșug și ridicare spre asemănarea în cu chipul lui Hristos. Purtăm fiecare pe mâini scrise cicatricile noastre, frângerile noastre. Dar, cum noi suntem amnezici toți de felul nostru, găsim în Scriptură un model, acela de a lăsa pietre de aducere aminte. Astfel, dar, ca să nu uităm, am pregătit pentru voi niște pietre de aducere aminte. Niște obiecte de artă, nu orice obiecte, sunt obiecte de artă, merită să le prețuiți și din acest punct de vedere. Pe de altă parte, ca să rămână, ca să ne putem raporta la ceva, vă invităm pe toate, vă invit pe toate să vă scrieți pe dosul obiectului, pe dosul crucii, frângerea voastră. Scrieți-o criptat, scrieți-o să înțelegeți voi, scrieți-o să înțeleagă lumea, scrieți-o cum vreți, dar scrieți-o așa încât să vă raportați la ea. După aceea, vă invit pe toate să vă luați un timp în care să vă adânciți inima, să aduceți această frângere la cruce, să o îngropați acolo, precum grâu, ca ea să crească spre înviere, să crească spre viață din belșug.
chiar și atunci când cad, tu mă iubești cu a ta prezență, mă înconjori și
Scriptura se termină cu cartea Apocalipsa și cartea Apocalipsa se termină cu capitolul 20, 21, 22, care este capitolul învederării, capitolele învederării biruinței depline, biruinței noastre în Hristosul lui Dumnezeu, mirele pe care le așteptăm. În vederea acelei zile fac sens toate cicatricile noastre, că ele vor fi restaurate în aur. E sigur, pentru că e despre El. De aceea e sigur. De aceea e sigur. Doar adu-le unde trebuie. În rest, fii sigură. Știu că astăzi am luat hotărâri bune. Haideți să facem, pentru că am auzit, am învățat despre a fi alături, a fi văzute și a fi însoțite. Haideți să facem azi o mărturisire a credinței. Aceste răni sunt spre glorificare, nu spre moarte. Și ca să ne rămână lucrul ăsta, toate care vreți, nu-i musai, toate care vreți, toate care credeți astăzi, aș vrea să fiți toate, faceți un pas al credinței, veniți în față și șnurul de sfoară, lăsați-l să fie legat de un șnur de aur. Toate care credeți, veniți în față să primiți un șnur de aur, așa încât astfel să vă consacrați frângerea, astfel să ne consacrăm frângerea în așteptarea, în așteptarea arătării glorioase a celui ce deja le-a luat, ce deja le-a restaurat. Acum noi intrăm în ele. De asemenea, tot așa, ca să fim văzute și însoțite în călătoria aceasta, haideți să facem un lucru, așa cum pe vecina de lângă voi, de lângă tine, ai dat mâna cu ea, ai privit-o în ochi și ai privit fața, roagă-te acum împreună cu ea. Pentru celelalte, toate putem face asta, toate trebuie să facem asta, dar mai e o măsură suplimentară de har. Sunt dureri pe care aici le lăsăm la cruce. Știu cum e asta, le lași la cruce, le îngrop la cruce, cu inima întreagă, cu credincioșie. Le mărturisești spre înviere, dar te întorci afară la ele. Dacă nu știi ce să faci cu ele, o măsură suplimentară de har sunt două echipe de slujire, sfătuire, consiliere,
cum vreți voi. Le găsiți în partea dreaptă și în partea stângă a sălii. Îndrăsniți, astăzi este ziua dăruirii prângerii. Astăzi este ziua în care mărturisim că așteptăm, așteptăm arătarea bunătății lui Dumnezeu, care nu va întârzia. Și nădejdea aceasta nu înșală, că a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care a fost dat. Fața lui o să le.
venim astăzi în numele sfânt, strălucit, maestuos al Fiului Tău, înaintea căruia orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că El este Domnul. Și îți mulțumim că ne-ai ascuns în El și El este ascuns în Tine. Doamne, cine va putea ridica pâră împotriva noastră când Tu ne socotești neprihăniți? Doamne, îți mulțumim că acesta este adevărul ultim, nu minciunile pe care le-am crezut atâta vreme. Astăzi le declarăm fără putere, Doamne, și astăzi alegem să credem adevărul pentru noi, pentru cei pe care îi iubim, pentru cei pe care i-am adus cu rugăciune înaintea Ta, rugăciuni pe care știm că le-ai ascultat pentru că numele Tău este Domnul și nu se poate ca cine a făcut urechea să n-audă. Îți mulțumim, îți mulțumim că astăzi, în zilele acestea, ridici povara de pe noi. Îți mulțumim, Doamne, că ne dai o cunună de laudă, o cunună de slavă. Îți mulțumim, îți mulțumim că ne-ai destinat la biruință. Îți mulțumim, Doamne, în credință intrăm în această biruință. Nu e despre noi, ci despre Tine. Primim această biruință, ne-o asumăm, Doamne, în credință, nu în necredință. Intrăm în ea, onorându-Te cu credința noastră înaintea lumilor văzute și nevăzute. Binecuvântat să fie numele Tău care a plătit tot prețul. Îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim, îți mulțumim, ne plecăm înaintea Ta. Îți mulțumim că ne-ai pus în Tine, că ne-ai pus unele alături de altele, că suntem martore una la frângerea celelalte și îți mulțumim că ai nobilat această frângere în veșnicie și îți mulțumim că ne chem să călătorim alături, una de cealaltă și alături de Tine. Înălțăm numele Tău veșnic și minunat, în vecii vecilor, amin. Vă poftesc din nou pentru cele care aveți întrebări acasă, nu vă duceți cu ele acasă. Două echipe vă așteaptă de o parte și alta. Lăsați-vă întrebările aici, lăsați-vă poverile aici. Deschideți un drum al vindecării, un drum al restaurării, știind că Domnul Gloriei a mers înaintea voastră și rămâne cu voi. Fiți binecuvântate!